Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru despre bucuria misiunii și astăzi avem subtitlul privește pe oameni prin ochii lui Isus. Și vom vedea că nu numai pe oameni trebuie să-i privim prin ochii lui Hristos, ci trebuie totul să privim prin ochii Domnului Hristos. Aș vrea să încep cu un text din Matei 13, cu versetul 43, unde se zis Atunci ce neprieniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Este autorul bisericii, autorul Bibliei Domnul Hristos, care dorește ca urmașii săi să fie martorii, să fie lumina, să strălucească ca soarele cei neprieniți. De ce? Pentru că este voia Tatălui Său ca fiecare om să fie mântuit și singura cale de mântuire este cunoștința adevărului. Singura ieșire din Înprizioneratul omului este adevărul, pentru că orice prizonerat este efectul unei minciuni. Iisus Hristos a venit și s-a născut în lumea aceasta ca să mărturisească despre adevăr. Și Duhul Sfânt este trimis în această lume să vestească, să ne călozească, să ne învețe, să ne aducă în tot adevărul. Cum poți oferi unui om ceva dacă are o reputație rea? Cum poți tu să mergi să-l înveți pe cineva să nu fure când tu furi, să nu mintă și tu minți, să nu comiți adulter, dar tu comiți adulter? Căci din picina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Neamurile acestui pământ nu sunt luminați de Dumnezeu pentru că poporul său, este acela care îi necinstește numele. Ce tristă situație! Și am văzut că auto în biserica lui Dumnezeu este mai mare decât în lumea aceasta. Ei se cred bogați când de fapt sunt săraci, ei se gândesc, cred că sunt sănătoși când de fapt sunt zdrobit, ei se gândesc că sunt liberi când de fapt sunt prizonieri, ei se văd Văzători când de fapt sunt orbi, ei se văd independenți când de fapt sunt asupriți. să l vezi pe om cu ochii lui Hristos este să-i vezi această stare. Dar noi nu-l vedem cu această stare. Uitați-vă la pastorii voștri, la toți ce, ce, tot ce se prezintă astăzi în, în omul are voință liberă. Omul are o alegere pe care Dumnezeu, prin haria i-a dat-o, să vadă din nou adevărul. Dar el este născut prizonier. Fără nicio șansă să iasă afară de aici. Dar acest lucru nu l-au văzut nici oamenii din timpul lui Hristos, când în Nazaret se duce și le spune: Am venit. Să dau Evanghelia celor săraci, să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să fac liberi captivii de război, să aduc vedere orbilor și să-i fac liberi pe cei asupriți. Ce au făcut cu el? Au vrut să-l omoare în acea zi, pentru că ei doar erau sfinți. Aveau voință liberă. Nu erau într-o nenorocire completă. Dacă vrei să-l vezi pe om cu ochiul lui Hristos, îl vezi în nenorocirea în care El este. Și uitați toate exemplele care le avem în această lecție, în, în această săptămână. Veți vedea că Isus îi vede pe toți în cea mai mare nenorocire. Numai nu poate să-i ajute pe cei care nu-și văd nenorocirea. De aceea El a introdus un lucru. El a introdus ca să scoată erezia. De astăzi, care exista și atunci, legea lui Dumnezeu a pus-o acolo, ea dintr-o entitate necunoscută trebuie să devină cunoscută. Și de aceea am pus aceasta cu altă culoare, pentru că vreau ca astăzi să ne uităm, cel puțin într-o parte, a ceea ce înseamnă legea lui Dumnezeu. Pentru că astfel, noi mergem mai departe cu erezia că păcatul este o stare, credem că omul este doar materie, Isus n-a fost om că răstignirea elimină doar efectele și perfecțiunea este imposibilă. Avem nevoie de o reformă, să duc și să ajungem aici, la această lumină, dar aceasta se poate întâmpla doar dacă minciuna interioară este înlocuită și în inimă avem pe Duhul Sfânt care ne aduce viața lui Hristos și atunci vom putea să strălucim exact cum scrie aici, că cei nepliniți vor străluci ca soarele, cunoștința lui Dumnezeu și a legii sale vor fi și vor răsări, vor face ca soarele să fie pe cer, vom defini clar păcatul, cunoaștea clară a naturii umane, a problemei umane, a eliberării interioare printr-un mântuitor și ca evidență că mântuirea funcționează, demonstrația dragostei lui Dumnezeu prin aceea că nimic nu ne mai poate întina, suntem curați înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre aceste două legăminte. Legământul de la Muntele Sinai și am zis legământul de la Muntele Fericirilor, deci noul, vechiul și noul legământ. Pentru că avem astăzi discuțiile, sunt ele compatibile? Și ne punem întrebarea de ce au fost date, de ce a fost dat legământul cel vechi? Și ce este el? Este proclamarea legilor de pe muntele Sinai. Cine o proclamă? Hristos, legislatorul. Legea morală, ce lege porunci, el le scrie pe tablă de piatră. De ce le scrie pe tablă de piatră? Lege ceremoniale, toate privind sanctuarul și lege de curățire, le scrie și ele, Moise, le scrie așa cum Dumnezeu le dictează, cum Hristos le spune. Și pentru că el este și Domn, de o lege de stat, jurisdicția, împărăția, împărțirea patrimoniului celor 12 triburi, drepturile regelui și așa mai departe. Toate sunt scrise în Tora, care a fost inspirată de Hristos și scrisă de Moise. De ce s-a dat acest, acest legământ, care Biblia numește legământul vechi? Și care este legământul nou? Iată că Hristos, în predica sa de pe munte, explică care este legământul nou. Adică, legea morală, cele zece porunci, nu le mai scrie pe tablele de piatră, ci le scrie pe tablele inimii, a cui inim? Evident ca lui. Pentru că aici el a adăugat pe om Dumnezeirii sale, Aici, vestește ca Dumnezeu, și face clar că cel care aude legea și legea scrisă pe tablă de piatră, și piatra este luată ca un simbol al inimii noastre împietrite. Poți să scrii pe aia cât vrei tu legea, ești tot călcător de lege. Legea morală. Isus o scrie în sine însuși, în pe tablele inimii sale, pentru că l-a adăugat pe om Dumnezeirii sale ca să-l elibereze. Poate legea să le elibereze? Evident că nu. Dar el trebuie să fie în lege. Și atunci când sunt scrise legea pe tablele inimii, atunci totul este în ordine. Isus Hristos, a venit să împlinească toate legile ceremoniale care el însuși le-a dat aici lui Moise. În viața lui ele sunt împlinite, adică cum le împlinește? Evident, eliminând motivul pentru care suntem prizonieri. Și pentru că e rege Hristos, că s-a născut ca rege, el dă și proclamă legile de stat a împărăției cerurilor. Iată că aici legislatorul, aici adăugând pe om de el, îl eliberează și l aduce să fie în stare ca ceea ce a spus aici să nu mai, adică să fie liber. Și acum vreau să vă pun întrebarea, de ce a fost necesar legământul vechi? Adică scrierea legii pe table de piatră. În Galaten, la capitolul 4, Pavel ne dă o, o descriere, face o pildă. Știți, cu pilde ușor putem să vedem despre ce este vorba. De la versetul 20 1. Spuneți-mi voi care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia sloabădă. Dar cel din roaba s-a născut în chip firesc, iar cel din femeie sloabădă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în, alte, în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobodă, este slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naște deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durele nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celor cele care are bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și acum s-a întâmplat, și acum s-a întâmplat atunci. Și cum s-a întâmplat atunci, ca cel ce se naște în chip firesc, Prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Absolut, o paranteză scurtă, așa se întâmplă. Niciodată cel născut din Duh va urmări pe cel născut din, din, duh, din trup. Niciodată, adică din, nu e vorba de trup, ci cel care este născut cu firea păcătoasă. Întotdeauna prigonește și cenzurează cel care este firesc. Indiferent că este instituție sau nu. Este ideea prigonirii, este diavolească. Niciodată nu are al ar ei, are idee din Dumnezeu. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos, Hristos ne-a ibăzvit ca să fim sloboți. Și versetul 1, rămâneți dar și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Care este jugul robiei? Legea? Așa interpretează unii. Dar legea nu poate să fie jug. Ea este doar un jug. Adică. Ea îți arată robia în care ești. Și în care te naști. Legământul vechi, patru mii de ani, Dumnezeu a încercat să îi explice omului starea cu care el se naște. Prin toate pildele posibile care le-a dat prin Moise. Ca omul să-și vadă nenorocirea nu aleasă, ci înăscută. Înăscut. Altfel o naște din nou n-ar fi necesară. N-ar fi necesară moartea ca să trebuiască să ai o viață nouă. Scopul Legământului vechi este unul în mare, să ne facă cunoscut robia cu care ne naștem. Și legea o doar descoperă pentru că suntem împotriva ei din firea noastră. Tot ce scrie aici, care sunt roadele firii în capitolul uh, 5, de cer. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zivizile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide și așa mai departe. Iisus zice în muntele, pe muntele fericirii, zice foarte clar, cine se supără pe fratele său este condamnat la moarte. Îl condamnă legea. Pentru că nu ține nu la care se duce și prea curvește și o face evident, ci care doar în cap o are, e cărcător de lege. E foarte clar. Noi trebuie să știm, să ne vedem cu ochii Domnului Hristos și să vedem pe oamenii de afară cu ochii Lui, că suntem toți născuți în robie. Haideți să luăm legile, sau interpretarea legilor din Levitic 11 până la 15. Acolo sunt două lucruri opuse, și Biblia scrie mereu de două lucruri opuse: că sunt doar două lucruri opuse, curat și sfânt, și necurat și nesfânt. Mai mult nu există. Și de la început, când a intrat păcatul în lume, prin om, Dumnezeu a luat niște imagini prin care să-i facă cunoscut omului că există doar aceste două categorii de viață. Și de aceea el a luat animalele și le-a împărțit după voia sa. Între curați și necurați. Ce animalele curate puteau fi consumate? Ele erau destinate serviciului de jertfă, adică pentru sanctuar. Iar animalele necurate n-avau voie să fie consumate, nici folosite în serviciul de jertfă. Isus le-a împărțit în două. Pentru ca să arate că, pentru că animalul reprezintă pe om, pentru a înțeles acest lucru, când i-a venit viziunea, zice, Petre, scoală-te și mănâncă. Când i-a arătat tot felul de viețitoare necurate ca să le mănânce. Și Petru a zis, n-a intrat în gura mea vreodată ceva necurat. Dar el a înțeles că e vorba de păgâni. Că o explică mai târziu. Deci era clar că animalul reprezintă pe om. Cum altfel îl puteau aduce ca jertfă. De aceea trebui să ia un animal curat. Trebuia să fie și fără cusur, dar trebuie să fie un animal curat și un animal necurat nu putea fi folosit. Animalele reprezintă, deci, omul curat și omul necurat. De aceea, simbolul acesta rămân veșnici, adică până când se va încheia lupta, până atunci vor fi animale curate, necurate, că în cer nu va mai fi, pentru că nu mai trebuie să mâncăm niciun animal, nu va mai fi necesară ca să fie animalul o pildă pentru noi de a fi curat sau necurat. De aceea, cine mănâncă necurat nu dovedește că el este. nu îl face necurat pe om dacă mănâncă carnea necurată, ci pentru că el mănâncă carnea necurată dovedește că e necurat. Pentru că unul curat nu mănâncă decât aceasta și mâncatul nu înseamnă nimic altceva decât preiau curăția sau preiau necurăția. Asta e mâncatul. De aceea preoții trebuia să mănânce sacrificiul. Sunt, e așa de clar dacă avem un pic de discernământ prin Duhul Sfânt să înțelegem de ce sunt împărțiți animalele în curat și necurat. Și această împărțire care Dumnezeu a luat-o merge până la sfârșitul veacului pentru că nu se va schimba niciodată, vor fi oameni curați și necurați, așa vor fi animale curate și necurate până la sfârșit. Și ele trebuie să ajungem cu toții să nu mai consumăm nici un fel de carne, pentru că nu mai avem nevoie să împlinim simbolul care aveau ei nevoie să îl împlinească înainte de Hristos, în legământul vechi. Oamenii unii arată bine și unii arată așa. Unii sunt pe din afară curați, adică arată curați, dar de fapt cu toți sunt născuți necurați. Să știți că nu există om care se naște curat pe pământ. În afară că Hristos a născut curat pentru că avea și firea de la Tatăl său, dar avea în el acea fire. Dar nu contează până la urmă firea însăși. Pentru că nu ia în sine te face necurat, ci folosirea ei. De aceea ea trebuie eliminată din om. Dar nu poate să fie eliminată dacă nu o vezi. Deci ăștia care sunt sănătoși n-au niciun indiciu că sunt necurați. Nu. No, pe ăștia cum să-i aduci să le faci clar că sunt necurați din naștere? Ăștia care sunt bolnavi au un indiciu de necurăția lor și poate să ajungă la poate să devină curați în, interiorul lor. Caracteristice vizibile ale impurități interioare născute. Legile din Levitic arată lucruri foarte generale, vizibile, cotidiene, care au o singură informație principală, să zic așa. De ce era o femeie necurată șapte zile dacă năștea un băiat de gen masculin, care i-a circumcis în ziua optă, și apoi ea trebuia să se purifice, adică să se curețe 33 de zile și după 40 de zile trebuia să aducă o jertfă de păcat și de ardere de tot. Ce păcate era să dai naștere unui băiat? Când dea naștere la o fată, avea, era 14 zile necurat și trebuia să curețe 66 de zile și apoi după 80 de zile trebuia să aducă o jertfă de păcat și una de ardere de tot. Ce este păcătos când o femeie dă naștere unui copil? Ce este păcătos când îți iese ceva pe piele? Semne vizibile, impurități. De unde vin? Pentru că era interesant că era și o lepră care, dacă erai alb de sus până jos, erai curat. Erai lepros, dar erai curat. De ce Dumnezeu pe leprosul curat îl lasă în, 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 cum să zic, în oraș sau în tabără și pe ăla necurat îl dă da afară. Putea să nu fie vindecat celălalt? Ba da, putea fi vindecat. Dar dacă era vindecat, trebuia să vină în la preot și trebuia să aducă o jertfă de arde de tot și de păcat pentru ca să fie iar înăuntru. Ce vrea să spună Dumnezeu Hristos prin aceste legi. De ce vreau să spună că atunci când ai o scurgere ce vorba de bărbat, scurgere genitală sau că tot ce atingea el ci unde scuipa și cineva punea mâna, devenea necurat sau picior. Și după ce era vindecat, trebuia să se purifice șapte zile și era trebuiau spălături care nu erau numai cu apă, ci cu uh, trebuia să folosească o apă amestecată cu cenușa unui, unei vaci care era uh, special făcută astfel ca să curățească o vacă roșie. Citiți, sunt foarte amănunțit scrise. Scurgea în som. Ce poți să faci că scurge semința în somn? Și trebuia să te curăți cu apă, cu apa aceasta. Că de asta a zis Iisus lui Nicodim, trebuie să te naști din apă și din duh menstruația la femei, ce este necurat când o femeie are perioada ei, menstruația? Și tot pe ce, ce de ea și doarme este necurat. Și dacă ceva se așează unde ea s-a fost așezată, devine și el necurat. Cum așa? Se ia vreo boală de la asta? E, e aici ceva unde e vorba de contagiune? Cum se interpretează acest lucru? Haideți să vedem cum interpretează Hristos poruncile pe care El însuși le-a dat. Nu? Ce e necurat la o femeie când dă naștere unui copil? Evident, David o zice, pentru că în păcat m-a zămislit. Asta înseamnă că dacă un om necurat de naștere sau dă mai departe ceva de la sine necurat, de, el este păcătos. De aceea și Maria a trebuit să aducă jertfa de, de păcat și de are de tot după 40 de zile. Pentru că ceea ce a dat ea mai departe lui Hristos era ceva care nu i-ar fi adus viața dacă el n-ar fi avut viața cealaltă, dacă n-ar fi avut uh, cealaltă parte a identității de la Tatăl Său. El nu i-ar fost necurat dar ea, datorită faptului că dă ceva mai departe necurat, devine curat, devine păcătos. De aceea ea trebuie să aducă jertfă, pentru că a dat mai departe ceva care trebuia Hristos să o moare pe cruce. Cum a împlinit Hristos legea? Evrei 10 cu 1 zice, legea care era umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Adică legământul vechi este doar o umbră a bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată. Ele toate se împlinesc în Hristos și în serviciul Lui de sanctuar în ceruri. De aceea, una s-a dus și nu mai o avem nevoie de ea. Nu mai avem nevoie de sărbători și de toate astea comunii unii vor să introducă, pentru că nu au de-a face cu viața. Pavel zice, dacă te tai împrejur, Hristos nu-ți folosește la nimic. Ești obligat să ții toate lege, toate și să aduci și jertfă. Deci ele erau doar o umbra bună o viitoare. De aceea Iisus Hristos n-a devenit necurat. Când El a spus să nu pui mâna pe lepros, El o pune. Când El a spus că n-ai voie să intri într-o carță cu morți, în afară să te, te faci necurat, el a intrat și nu s-a făcut necurat. El s-a atins de morți, le-a luat de mână și a trezit. A fost atins cu femei cu scurgere și unii atungeau, da, în unele sate a mers și toți care le atingeau haina erau vindecați. Oameni necurați. Nu s-a spălat pe mâini înainte de a mânca, cel puțin în câteva ocazii. Vorbea și mânca cu samaritenii, considerați necurați. De ce Isus nu a devenit Necurat. Pentru că legea l-ar fi condamnat. Pentru că exact ceea ce el a spus acolo, el ca om nu face. De ce? Am putea zice că Isus n-a fost igienic? De ce Isus nu se temea de contaminarea externă? El zice foarte clar. Citiți în Biblie peste tot. Pentru că ăsta e principiul neschimbabil. Și el îl explică, explică încă o dată în versetul 14 și 15 și 16 din Marcu 7. Zice așa. În urma a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care intrând în el să-l poată spurca. Adică când penetrează ceva în tine, intră vreo muscă în ochi sau eu știu ce se întâmplă. Nimic ce, din, ce vine din afară de om nu-l poate spurca. Dar ce iese din om, aceea spurcă. Și o faptă iese din om, sper că fie clar. Dacă are cineva urechi să audă, să audă. Deci, întreaga, întregul legământ vechi a fost făcut clar să arate că problema este internă, nu externă. Igiena este un efect, nu o cauză. Ea vine din interior și dacă în interior nu este curățire, atunci tot ce faci este murdar. Cine este curat în interior nu poate fi necurat în exterior. Iisus Hristos, adevărul Fiul lui Dumnezeu, s-a născut din Tatăl Său și din Maria. Dar pentru că El din la început a răstignit firea, adică n-a folosit-o niciodată, ea nu l-a putut necurăți. Da? Firea în sine nu te face necurat. Femeia devine păcătoasă pentru că o dă mai departe. Nu pentru că ăla care se naște necurat. Isus Hristos a trăit din adevăr și astfel El nu putea niciodată să gândească ceva greșit. Nu putea niciodată să ia o decizie greșită. Nu putea să facă ceva greșit. De ce? Pentru că, din adevăr, nu poți greși. Dumnezeu ne-a făcut să nu putem greși. Cășșeala este o eroare. Păcatul este urmarea unei înșelăciuni, nu unei. unui liber arbitru. Dacă păcatul ar fi fost datorită liberului arbitru omului, înseamnă că Dumnezeu a creat păcatul. Păcatul este un intrus. Este ceva în care Lucifer și apoi părinții noștri au crezut că va fi posibil să devină ei cineva ce nu poate să devină. De aceea, când noi suntem în adevăr, nu mai putem greși, dar dacă suntem în minciună, tot ce facem e greșit și pe locul unde stăm e greșit. De aceea Dumnezeu a luat așa de multe pilde, așa de multe lucruri, să-i facă omului clar o singură idee, te-ai născut într-o stare, dacă nu ieși din această stare a minciunii, vei, tot ce faci e greșeală. Iisus Hristos nu putea deveni necurat atât timp cât trăia din Dumnezeu. Nu este posibil. Pentru că asta este urmarea și asta este cauza. De aceea Isus a fost în interiorul lui curat, astfel nu a putut deveni necurat din exterior. Putea să atingă orice, nu avea nimic. Pentru că nu atingerea te făcea necurat, ci pentru că în interiorul tău erai necurat și luai parte la aceeași faptă a celui care evident făcea ceva necurat. Chiar dacă el a purtat natura păcătoasă, el nu a folosit-o niciodată și dacă nu a folosit-o niciodată, nu putea niciodată să devină necurat. Niciodată. Exact ca și noi și mă pun pe mine aici, pentru că doresc, eu m-am născut cu minciuna, nu m-am născut cu două, din două fir și a trebuit să mor ca să primesc viața lui Hristos prin care eu mă leg de Dumnezeu și devin eu fiu de Dumnezeu, devin prin Hristos, da, copil de Dumnezeu. Și atunci dacă eu port firea păcătoasă, dar am răstignit-o de tot, cum zice aici Pavel în Galaten, cei care sunt ai Duhului, care fac faptele Duhului, ei își răstignesc firea. Nu? Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimele și poftele ei. Aceasta este liberarea, nu darea la o parte a legii. Pentru în momentul când legea ți-a descoperit acest lucru, legea și-a făcut datoria. Și când faci asta, nu mai ești împotriva legii, ești în lege. Dacă eu voi trăiesc, trăi din viața lui Hristos, din identitatea că sunt fiu de Dumnezeu, nu pot niciodată să mai gândesc ceva greșit, nu pot niciodată să mai iau o decizie greșită, nu pot niciodată să mai fac ceva greșit, nu pot deveni necurat și nu pot deveni necurat de la ceva extern. De aceea, contagiunea nu poate să existe. Când voi fi curat în interiorul meu, nu mai pot deveni necurat din exterior, chiar dacă port natura păcătoasă, de care însă nu o mai folosesc niciodată așa ce 144.000 de mii vor fi sfinți. În gura lor nu se găsește minciuna, pentru că au eliminat-o și au înlocuit-o cu viața lui Hristos. A vedea oamenii prin ochii lui Hristos înseamnă a-i vedea în starea lor nenorocită, incapabil să iasă de acolo. Dar ca să le ajut să se vadă trebuie să îi arăți că ei sunt prizonieri și boala, călcarea legii, adicțiile, păcatul evident dovedește că ești născut rob. Dar fără lege n-ai putea să o vezi. De aceea Pavel a zis, eu prin lege am murit față de lege, dar nu legea e problema. ci firea e problema, că altfel ar trebui să răstignim legea. Și creștinii înțelepți cum au fost, au pus legea pe cruce în loc firea lor păcătoasă. Și asta o fac până acum. Nu înțeleg ce trebuie răstignit. Iisus n-a venit să răstignească legea, a venit să răstignească acel element pe care l-a moștenit de la mama lui, care trebuia distrus din noi ca să fie scrisă pe tablele inimii noastre legea lui și să trăim în deplină acord cu Dumnezeu. Când ei de aici dragoste, aici este dragoste. N-are ceva altceva să iasă. De aceea, cum vom face prieteni cu Dumnezeu? Cum vom duce un mesaj acestei lumi în aceste ultimele zile decât să le arătăm prizoneratul născut și suntem bucuroși pentru toate problemele care le au, pentru că ele sunt o evidență că ei calcă legea și au problema în inima lor. Și dacă ei își văd problema inimilor, îi aducem la libertatea în Hristos. Nu le mai trebuie libertate de stat, nu le mai trebuie dreptatea să li se facă din exterior, pentru că ei trăiesc neprienirea lui Hristos că trăiești în adevăr, ești neprihănit. Nu mai ai nevoie ca cineva să-ți facă neprihănire. Tu poți fi pus pe cruce, poți fi ars, poți fi neîndreptățit cât vrei tu. Nimeni nu-ți poate lua dreptatea din interiorul tău. Nimeni nu te poate face necurat sau ceva în viața ta să-ți facă greșit. Iubiților, avem un mesaj fantastic față de lume. Astăzi, când peste tot libertatea va fi tot mai greu, nedreptățile sunt tot mai clare în biserică și în afară, haideți să înțelegem că dreptatea este o problemă internă. Și dacă avem neprienirea lui Hristos, lasă să ne facă toți de dreptate. Să ne spună că suntem, cum a zis Hristos, posedat de diavol, că. Nu ne îmbrăcăm cum trebuie, că eu știu ce lucruri care alții o spun despre noi. Ce contează? Ne pl le plângem de milă, dar nimeni nu ne mai poate face necurat, pentru că suntem curați în inimă. Aceasta este mesajul nostru, care trebuie să trăim și să vestim. Amin.